iată doi tineri domni care au și ei țelul lor: să cânte trap. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Cine sunteți, de unde ați venit și de ce? Eu mă numesc Alcalaf Haled și vin din Constanța. Eu mă numesc Ibrahim Serai, am 15 ani și sunt din Constanța. Haled și Ibrahim. Da. Bravo, tată. Cu ce gând pe la noi? Cântăm trap. Ia uzi. Ia, hai. Prezentați ținutele întâi la control. Dacă nu vă ridicați la nivel, îmi pare rău, nu cântați. Marcelo Burlon. Așa. Lanț de aur. Da. Valentino Caravani. Așa. Aia e, tată. Blue Zara. Lumama. Nu, și underwear. Underwear-i Armani. Nu te cred. Pantalonii jos, la așa, control. Mai departe. Tu ești la limita offside-ului cu pantalonia. Mai departe. Philip Lane. Bun. Biagio. Așa. Zara. Dolce. Dolce. Dar stai, care-i treaba cu asta? Ce? Păi, ce suntem ca la... Cum trebuie să fim îmbrăcați? Din grădină. La trap, nou, întreb, se cântă despre trap, cât de dacă bine nu... ești îmbrăcat. Ce... Deci, ori se flexează, ori nu se întâmplă nimic. Una din două. Dar noi în seara asta o să facem un roast la toți youtuberii din România. Opa! Stai puțin! Mulțumim! Adică... Pe cine mai exact? Hai că îi auzim unde e... Abi, Five Gang, toți. Aoleu! Elias, serios? Da. Aveți curajul ăsta să faceți asta? Avem. Da. Dar știți că ei au foarte mulți fani, adică... Știu, da, și... dar nu da. S-a luat nimeni încă de ei. Și noi vrem să fim primii. Dar și ei sunt neam mare în Constanța. Au cântat și au fugit acasă. Hai. Abi, zici că e boală, zici că e boală. Că pe corpul tău nu cape nicio țoală. Cătălin Talent, dacă te-ar vedea în realitate, ți-ar da cu ranga cap pentru superioritate. Elias cu banii, jos cu vloggerii. Mă interesează... Pe ritmul, ritmul. Oricum toți vă zic, jos cu vloggerii. Uite, el mai merge pe ritmul. Deci voi deveni cel mai celebru cântăreț de trap. Lipsă de talent, ca toți flexării. Flexării. Hai! Ce să ia flexări, mă? Ca toți flexării. Bă, dar știi că îmi dau seama că eu acum... Sunt un ignorant. Ritmul ăsta pot să-l fac. Mihai, zi. Da, pe au sunat ca doi șoricei rătăciți pe aici, pe la noi. Cu, puțin bă, mai multă ați câștigat poziție. Pariu, dacă ați spus vă pariu pe acasă cu cineva, l-ați exact, câștigat. Ce, v-a forțat cineva sau care? V-ați sfătuit cineva să veniți? E perfect. Prietenii v-au încurajat? Nu. Că voiam să vă spun că nu vă sunt prieteni, dacă... Noi am vrut să venim. Dar care-i treaba cu flexăria? Că eu habar n-am, adică măcar să-mi văd ceva. Mihai, nici nu știe ce cultură generală, Mihai. Ba da, m-am flexat toată viața, da. Uite, nu hai cred să că... vedem. Eu o să vă arăt că el nu știe ce înseamnă a se flexa. Cum te-ai flexat tu? Uite așa, într-o parte, în alta. E... Flexat înseamnă să-ți cumperi haine scumpe și să te dai mare cu ele. Asta înseamnă? Nu m-am flexat. Nu m-am flexat. Mihai, nu te-ai flexat în viața Săracule! Ta. Săracule! Uite un început de roast reușit. Bă, eu aș întreba-o pe una mâine dacă se flexează, dar mie să nu-mi iau două perechi de palme. Eu m-am gândit la cu totul altceva. La ce v-ați gândit, maestre? Păi, ia să se flexeze și eu să dorm după aia. Auziți, cine arată cel mai bine dintre ei? Florin Călinescu. Da, adevărat. Uite aici, frate! Sacou de la Lidl, 40 de lei! Nu știu! Ia uite aici, frate! Ia uite aici! Skechers cu șosete scurte iarna! Cine mai merge așa? Și să surpriza generală a telespectatorilor, băgați pătrățelele alea. Fără chiloți! Adică degeaba ți-a inversit curul cu alea Armani ăla verde. Da. Mergi natural cu nisipul, cu algele pe tine, cu spirulina aia mică.
Ce firmă de chiloți aveți pe dumneavoastră? Păi ți-am nu spus poartă. Că mi-i desenez cu carioca, doar elasticele, mă. Ca să nu mai piardă flexata vremea. Am o singură pereche de chiloți mai am și aia o țin în ramă, cum țin fotbaliștii tablourile cu Messi. Da. E bună și aia. În chiloții aia eram îmbrăcat când am avut o invitată pe Claudia Schiffer și m-am mudat, jur. E bună și aia, e bună și aia. A fost pentru prima dată când m-am mudat ca fetele. M-am dus imediat, i-am scrobit. Hai, care mai vrea să se flexeze pe aici? I-am băgat în tablou. Dar ce vreți voi să vă faceți când veți fi mari, ia? Păi sunt mari deja, mă, ce mă, dacă au ajuns pe scenă. Aveți vreo idee? Nu. Nu. Băi, puneți-mă mâna pe o carte, mă, merge. Nu e nevoie, cartea încurcă. Asta nu se mai sfătuiește de mult cu cartea. Cartea agită, Mihai. Bă, cum e un hobby. Ce e un hobby? Cântat, chestia asta. Cântat. Nu vrem un viitor din asta. Păi nici n-aveți șansă. Hai, mă, băiesc, eu sunt sigur că puteți mult mai mult și mai bine. Veniți și voi cu ceva ca lumea. Și dați-ne cu roțile pe spate, ca să zic așa. Aveți grijă! Mă apuc eu de trap. Trap sexual? Nu, merge. Dacă asta e trap, atunci chiar voi fi o mare vedetă.